Sute de pacienți ajung în fiecare lună la urgențe, iar condițiile de acum lasă de dorit, cea mai mare problemă fiind spațiul prea mic pentru fluxul de bolnavi, o problemă pentru rezolvarea căreia conducerea unității medicale și autoritățile județene au găsit deja soluția, extinderea unității de primiri urgențe, precum și dotarea cu aparatură modernă. Președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, a anunțat că s-a încheiat licitația pentru desemnarea constructorului care se va ocupa atât de proiectul tehnic al clădirii, cât și de execuția în sine. Mare parte din fondurile necesare vor fi asigurate de Consiliul Județean Buzău. Încă din mandatul trecut, noi am aplicat pentru fonduri europene pentru modernizarea și extinderea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. Mă refer aici nu numai la modernizarea ca și construcție și realizarea practică a unui alt spațiu pentru primiri urgențe de la Spitalul Județean și la modernizarea cu aparatură la nivelul medical, bineînțeles la nivelul anului 2020. Pot să informez pe toată lumea că am semnat ordinul de începere a lucrărilor, licitația s-a adjudecat, au fost cutumele care au fost, contestații și așa mai departe. Etapa de proiectare are ca termen 6 luni, după care se poate trece la construcția clădirii. Întreaga lucrare ar trebui încheiată în 24 de luni, potrivit termenelor prevăzute în contractul semnat în urma licitației. Vom primi 1.500.000 de euro de la Uniunea Europeană, aproximativ alți 3 milioane de euro vom pune din surse proprii, pentru că nu erau banii suficienți ca să realizăm într-adevăr o construcție unde practic și medicii cât și cetățenii să primească servicii de calitate, să eliminăm practic neajunsurile care sunt acum la unitatea de primiri urgențe. Unitatea de primiri urgențe trebuie să fie dată în folosință până în decembrie 2023. Extinderea presupune construirea unui alt corp de clădire, subsol și parter, paralel cu actualul imobil cu care va comunica printr-un culoar de legătură și care va extinde suprafața totală a unității de primiri urgențe la peste 1000 de metri pătrați la parter și aproape 1000 de metri pătrați la subsol, unde va fi amenajată și o parcare de 800 de metri pătrați.